În această zi de sărbătoare, alături de noi nu putea să lipsească nu doar un interpret îndrăgit de toată lumea, dar și un coleg de al nostru. Este vorba despre Adrian Ursu. La mulți ani, Adriane! La mulți ani, la mulți ani tuturor! Ce să zic, am intrat în 2010 și am pășit cu drept. Eu știu de asemenea că orice an aduce o schimbare. 2009 a adus una destul de importantă în plan de familie pentru tine. Da, ce 2009... aștepți de la anul 2010? Ce schimbări? Anul 2009 a fost și va rămâne marcat de acel eveniment, când m-am dezis de burlăcie. În 2010, ce să zic, sper să nu fie mai rău decât 2009 și sper la fel cum a ocolit în 2009 criza financiară, așa sper să fie și în 2010. Și asta le doresc tuturor telespectatorilor. Iar în plan personal, dacă o fi... să mai apară cineva în familia Ursu, atunci să fie un băiat sau o fată, dar sănătos, important să fie. Și dacă tot acum ne privesc o mulțime de telespectatori din tot spațiul european, care a fost experiența ta cea mai inedită, fiindcă știu că ai avut ocazia să cânți pentru moldovenii de peste hotare? Cum da, ți-au părut și avut, cum a fost? Am avut ocazia și am avut ocazia să văd cu ochii mei că cei care sunt peste hotare, deși sunt invadați de atâtea tradiții noi și obiceiuri noi pe care le văd acolo la europeni, ei țin cont de obiceiurile pe care le-au lăsat străbunii noștri, ei sărbătoresc, ei colindă, ei merg de anul nou și spun toate urăturile și le mai caută pe cele noi sau unele le compun să fie potrivite țării în care locuiesc. Ce spune, ce le lipsește cel mai tare acolo? Deja poate părea banal, dar adevărat. Le este dor de casă. Cât de bine nu s-ar simți acolo, cât de mulți bani nu ar câștiga, nu contează asta. Nu se simt oricum ca acasă, nicăieri. Altceva că lipsește și le lipsește și muzica, că de-aia mai suntem și noi invitați. Eu personal sunt invitat să le cânt, da, melodiile de repertoriu meu, dar și melodiile populare vechi pe care ei le adoră pur și simplu. Și care este cea mai solicitată dintre ele? Una din melodiile solicitate este Radu Mamii Radule, Sanie cu Zurgălăi, toate, foarte multe melodii populare, care, dar mai ales melodiile de mamă, tată, casa părintească, ceva, astea sunt foarte solicitate. Adrian, și pe final de discuție, la acest început de an, care este mesajul pentru toți cei care ne urmăresc la această oră pe TV Moldova Internațional și, bineînțeles, pe TV Moldova 1? Să fie alături de noi, să ne privească, să le fie dor de casă și să vină acasă, măcar de sărbători, măsura posibilităților. Și, cel puțin de la mine, am lansat în 2009 două melodii și un colind, care aici în țară au devenit șlagere și sper în viitor să devină șlagere și acolo unde sunt ei. La mulți ani! O minune mare, asta s-a întâmplat, iar e sărbătoare, cât de mult am așteptat. Ceasul bate ora, anul vechi se duce acum și cel nou pornește în drum. Ora e târzie, peste tot s-aprind lumini, lumea-n pregătire, urători iarăși vin. Ne urează nouă bucurii de sărbători, ani frumoși și de albe flori. Sunt și eu un urător, mai știu că mă iubești. Bate ora fixă, se împlinește visul tău, știu e vis ca și al meu.
viața mea, Ana. Iar în nou iubit-o și îți dăruiesc toată dragostea și inima mea. Iar în nou iubit-o și îți voi cânta la mulți ani. Now